Crit, 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 bun venit la știri, unde veți primi unul de patru informații și nu puteți salva. Nu, nici tu, Jesus! Astăzi, Blizzard anunță că acum urăști Diablo 2. DRM este o minciună și toată lumea știe asta, iar 38 Studios este noul Tupac, dar mai întâi... <f> Vă place fotbalul? Atunci, foarte probabil sunteți un pirat mizerabil. Sports Interactive și Sega anunță că Football Manager 2013 a fost piratat de mai bine de 10 milioane de ori la un an de când a fost lansat. Și nu o să vă vină să credeți ce țară se află în top 10. Nu România! Da, șocant! România nu se află în top 10 țări care au piratat Football Manager 2013, deși aspirația națională este cea de a fi Gigi Becali. O explicație pentru acest fenomen bizar ce a dus la întrecerea țării noastre de către Croația, Serbia, Polonia, Italia, Portugalia, Turcia, Brazilia și nu cred că mai are rost să pomenesc China, este că Football Manager este un joc de strategie. Cu toate că numerele sunt considerabile, Sports Interactive nu urlă în gura mare că pirateria i-ar fi costat miliarde de dolari. În mare parte pentru că studioul înțelege că fanul normal de fotbal este o gorilă plină de ură care prin susținerea echipei favorite înțelege că trebuie să smulgă scaune de pe stadioane, să arunce cu petarde pe teren și să ia la bătaie pe oricine iese în cale ce nu este îmbrăcat la fel ca el. Studioul estimează că mai puțin de 200.000 de vânzări au fost pierdute ca urmare a mai bine de 10 milioane de copii piratate. Auzind numerele, Sega s-a grăbit să revenice fiecare clip de pe YouTube care conține cuvintele fotbal și manager, nu neapărat ambele la un loc, și să pună reclame pe ele pentru a recupera pierderea. Aveți cumva impresia că Diablo 2 era un joc bun? Minciuni, propagandă! Blizzard anunță că Diablo 2 a fost, de fapt, groaznic. Da, Kevin Martins de la Blizzard a dezvăluit că toată lumea ura faptul că Diablo 2 putea fi jucat în single player. Când în era în care puțini oameni care aveau conexiuni la internet foloseau dial-up, jucătorii trebuiau să suporte chestii precum single player, LAN și direct IP, când tot ceea ce vroiau de fapt era să joace cu un ping de 200 pe Battle.net. De aceea, Blizzard a jurat că poporul nu va mai trebui să sufere și că Diablo 3 va fi doar online. De fapt, toate jocurile Diablo au fost mereu doar online. Ați avut cumva impresia că a fost vreunul de single player? Vă înșelați. De fapt, nu a existat niciun alt joc Diablo înainte de 3. Acesta fiind primul din istorie. De fapt, este singurul joc existent din întregul gen. Iar oricine spune altceva este nebun, paranoic, schizofrenic și un comunist. Diaremul nu funcționează, și toată lumea știe asta. Maci Ivinski, cofondator al studioului CD Project, a dezvăluit că toți executivii știu că orice diarem ar implementa într-un joc în cele din urmă este inutil și nu face decât să enerveze oameni și să coste bani. Dar îl implementează oricum nu pentru că sunt cretini, ci pentru că avocații și investitorii lor sunt cu adevărat cretini. Ca să ne spună mai multe, îl avem astăzi alături de noi pe Mark Etting. Mark, ai legătura! Eu o explicație pentru toate. Vedeți voi cea mai mare parte din oamenii care investesc în companiile de jocuri sunt producători de săpun, producători de muzică, directori Monsanto, traficanți de arme și în general, cei mai malefici oameni de pe planetă. Acești oameni care acum negociază în secret în cadrul parteneriatului Transpacific pentru a distruge Fair Use, Open Source și pentru a băga DRM în tot și în toate plus pentru a face ocolirea sau îndepărtarea oricărei forme de diarem din orice motiv, oricât de rațional sau logic, o crimă pedepsită mai grav ca piratarea unui cântec. Și acum te poate trânti la închisoare pentru un deceniu și vine cu o amendă de milioane. Așa că nu contează ce zice CD Project despre DRM. Nu poți scăpa de el. Va fi ilegal să nu-l ai. Ne vom asigura de asta. Că va fi o pedeapsă pentru totul. Și că orice formă de libertate moare. Mark par puțin mai malefic. Ca de obicei și arăți puțin cam palid. Ai pățit ceva? Trebuie să recunosc de Halloween, când ai înviat reporterul ce în niciun caz nu este un zombie, am fost atacat de o creatură. Iar ziua următoare m-am trezit cu aceste mușcături pe gât, o diplomă la drept, o licență de avocat și un birou la Wolfram Hart. Și ce vei face acum? Stai, ăia nu erau din Buffy? Angel, dar tot Aia. Păi, acum sunt un avocat de marketing și la o mușcătură de politician distanță de a deveni încarnarea răului suprem în tărâmul moritorilor. Mult noroc cu asta, cred. Mai țineți minte seria Rise of Nations, ei un nou joc ar putea fi lansat în curând pentru Mac. De ce? Fiindcă 38 Studios aparent lucra la unul și aparent l-au terminat, dar nu l-au lansat niciodată. Jocul se numește Rise of Nations Tactics și a fost descoperit pe serverele companiei în urma licitației disperate realizate pentru a recupera cele zeci de milioane de dolari investite de statul Rhode Island în studioul mort. Va fi lansat în curând acel joc? Posibil în funcție de cât determinat era de fapt jocul, evaluarea fiind făcută de oameni care au fost angajați de cei care au investit în Churchill Studios, nu de oameni care știu ce este un joc. De asemenea, o variantă aproape terminată a MMO-ului Copernicus a fost descoperită pe servere, așa că nu este exclusă posibilitatea ca jocurile să fie lansate la un moment dacă se ajunge la concluzia că pot genera venit suficient încât să acopere pierderile și poate să fie profitabile. Și sunt informat acum din regie că pe servere a mai fost descoperit Darksiders 3 și varianta de Quake 2 al lui Duke Newcom Forever, alături de șapte alte jocuri complete ce nu au fost anunțate niciodată ce vor fi lansate pe parcursul următorilor ani. Punem punct aici aceste ediții, ne revedem după ce voi găsi o nevăstuică de gheață sau un hamster gigantic spațial vorbitor. După reclame, evenimentul Video Game Awards de pe Spike TV și-a schimbat numele de la VGA la VGX. Nimeni nu știe de la ce vine acel X sau de ce este acolo, dar suntem cu toții siguri că nu va schimba statutul său de cancer malign mediatic asupra industriei patronat de suveranul Doritos. <fix>